Hei! Eu sunt Stefania, extra de bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, a venit momentul să filmez ce cărți am citit în ultima vreme. Vorbim despre cărțile pe care le-am citit în luna august și cred că și un pic din iulie. Nu mai țin minte exact dacă ultimul clip de genul acesta l-am filmat la finalul lunii iulie sau un pic mai devreme. Nu mai știu. Ideea este în felul următor. Am 10 cărți pregătite pentru voi astăzi. Știu că 10 cărți sunt foarte multe cărți, însă de obicei citesc 11-12 cărți cel puțin pe lună, dar pentru că este vară și pentru că am avut așa un mini reading slump, parcă nu am citit la fel de mult ca de obicei. Însă, nu-i nimic. Cărțile pe care le-am citit luna asta au fost absolut demențiale. Avem și o preferată a anului despre care cred că știți deja, pentru că probabil v-am plictisit tot vorbind despre chestia asta. Simt așa că toamna asta o să fie în forță în ceea ce privește cititul, pentru că am să mă bucur de răcoare. Propun să începem în forță, pentru că iată ce am pregătit pentru voi luna aceasta. Misery de Stephen King. Vorba vine, am pregătit. Am citit-o și eram foarte, foarte nerăbdătoare să vorbesc cu voi despre ea, pentru că, Doamne Dumnezeule, ce minte poate să aibă omul acesta? Pentru că tot timpul când citeam cartea, mă gândeam doar la faptul că Stephen King și-a imaginat toate lucrurile astea. S-a gândit la ele și le-a și imaginat. Vorbim despre un autor de succes, Paul Sheldon, cunoscut în special pentru seria Misery. Acțiunea se petrece în anii 80, însă cărțile lui se petreceau undeva, cred că la început de 1900. Misery, personajul principal, mă rog, era o tânără foarte frumoasă, era așa un fel de telenovelă, de care el nu era neapărat încântat, pentru că tocmai ce alesese să pună punct acestei serii, a ucis-o pe Misery ca personaj, bineînțeles, și s-a apucat de un nou roman. Totul s-a dat peste cap atunci când un accident de mașină l-a lăsat efectiv momeală pentru, cum să zic, o psihopată, o sociopată este puțin spus. Problema este că l-a lăsat momeală pentru cea mai mare fană a lui. Aici, de aici a început totul, pentru că era în mijlocul pustietății, l-a găsit Annie Wilkes, această femeie care îi aprecia foarte, foarte mult romanele și, în loc să-l ducă la spital, l-a dus la ea acasă și mai în pustietate decât drumul respectiv. Bineînțeles că el avea dureri groaznice, nu putea să meargă, a trecut printr-o perioadă foarte grea până s-a prins despre ce este vorba. Cert este că Annie Wilkes a hotărât să țină practic o static la ea în casă și nu a făcut-o la modul cel mai creștinesc. Practic, aflând despre soarta lui Misery și despre faptul că a ucis-o, l-a obligat să rescrie cartea, deși el nu-și dorea chestia asta, voia să lase în urmă capitolul Misery, însă l-a obligat să rescrie cartea, recurgând, să spunem, la gesturi mai crude decât ne putem imagina sau la care ne-am fi gândit. Pentru că, repet, era vorba despre o sociopată, o psihopată și sper că nu este un prea mare spoiler pentru cei care n-au citit cartea, dar o ucigașă în serie. Așadar, a nimerit, să spunem, în mâinile celei mai nenorocite persoane din lume, cel puțin în ceea ce îl privește. Însă, ceea ce m-a uimit pe mine la cartea asta, lăsând la o parte mintea nemiloasă a lui Stephen King, este faptul că, și dacă, apropo, o să fie un mic spoiler, dacă nu vreți să știți, vă rog să dați 10-20 de secunde în avans, faptul că față de alte cărți pe care le-am citit eu până acum, scrise de Stephen King, nu foarte multe la număr, este adevărat, însă m-a surprins faptul că s-a terminat oarecum frumos. Cum a fost posibil așa ceva? Adică mi se pare că l-a chinuit și l-a torturat atât de mult pe parcursul cărții, pe Paul Sheldon, încât a spus, bă, personajul ăsta merită ceva diferit. Haide totuși să se termine oarecum ok, oarecum, în condițiile date. Nu cred că se poate, adică nu cred că se poate numi chiar un final fericit, însă mă așteptam să fie și mai nemilos de atât și să ducă lucrurile într-o zonă de-asta lipsită de speranță. Dar iată că m-a surprins Stephen King și în afara șocului cărții și în afara faptului că
deși este o carte destul de mică, am citit-o foarte greu pentru că îmi plăcea foarte mult povestea. Mi s-a părut extraordinar de originală și de interesantă, dar să fiu sinceră, nu prea voiam să fiu acolo, nu prea mai voiam să descoper prin ce o să mai treacă Paul Sheldon. Sincer, îmi era foarte greu pentru că sunt o persoană foarte, foarte empatică și eu mă încarc, din păcate, cu fiecare poveste pe care o citesc și întâmpin foarte mari probleme din cauza asta, în legătură cu anumite cărți care au povești din astea așa foarte dureroase. Așadar, și prin urmare, mi-a luat un pic mai mult decât m-aș fi așteptat, pentru că atunci când am primit-o, chiar mă miram, spuneam, wow, uite ce micuță este! Surpriză! Mică, mică, dar ridică. Mai voiam să mai spun ceva, dar oare ce? A, voiam să spun faptul că am înțeles de când am făcut portretul de autor Stephen King că întreaga carte și Annie Wilkes ar fi o metaforă la adresa mai multor situații. Ar putea fi vorba despre dependența de droguri, așa că cum Annie Wilkes îl torturează pe Paul Sheldon, așa o fac și drogurile. Sau ar fi fost inspirată dintr-o scenă care i s-a întâmplat lui atunci când s-a simțit efectiv amenințat de fanii lui. Dar ceea ce este foarte important este că a fost, repet, un subiect atât de interesant pe care nu-l cunoșteam, din fericire, nu am văzut filmul cu Katie Bates și să fiu sinceră, nici nu am nevoie să mă uit, nu vreau să văd lucrurile pe care le-am citit, sincer. Am să menționez rapid cărțile despre care am vorbit în alte clipuri până acum luna aceasta, începând cu Clubul Crimelor de Joi de Richard Osman. Este un thriller foarte simpatic cu bătrânei. Apropo, ca să nu uit, o să spun acum, o să las toate clipurile în care am vorbit mai pe larg despre aceste cărți în descriere și am să las și toate cărțile în descriere, ca de obicei, în cazul în care vă interesează și vreți să le găsiți mai ușor. Așadar, aici suntem în Anglia, într-un sătuc de pensionari și avem de-a face cu un grup foarte simpatic de bătrânei care au o pasiune în comun. Le place foarte mult să se uite peste dosarele crimelor neîncheiate și să încerce practic să descopere criminalul. Dar iată că viața îi duce în postura de a avea de-a face cu o crimă adevărată, încercând să afle, așa cum am spus, folosindu-se și de ajutorul unei polițiste, încercând să afle ce s-a întâmplat de fapt și de drept. Situațiile sunt foarte comice, pentru că, așa cum am spus și în clipul trecut, vârsta lor le oferă o anumită prestanță și le oferă o anumită libertate, pentru că ei nu mai au nimic de pierdut și atunci își permit să fie ei înșiși până la capăt. Chestiile astea mi se par foarte comice și foarte simpatice. Încă nu am ajuns și la partea a doua, chiar acum mă uit la ea, o să citesc cât mai curând, dar a fost așa o lectură foarte simpatică, foarte ușoară, care pe mine chiar m-a bucurat, pentru că aveam nevoie, repet, ca să ies din Reading Slump. Alături de ea am mai vorbit și despre Anul de Grație de Kim Liggett. Este o distopie feministă, așa ar putea fi numită, însă nu este făcută ostentativ. Este vorba despre o societate care trimitea fetele, în momentul în care împlineau 16 ani, în Anul de Grație, adică acea perioadă de un an în sălbăticie, unde fetele trebuiau să renunțe la magia lor, pentru că dacă nu renunțau la magia lor, ar fi fost foarte puternice și ar fi putut să vrăjească mințile și să sucească mințile bărbaților, să-i vrăjească, să-i manipuleze și tot așa și să facă practic ce vor din ei, ceea ce bineînțeles că celelalte femei mai în vârstă, eventual soțiile lor, nu ar fi acceptat din moment ce și ele au trecut prin acest an de grație. Ideea este că unele dintre ele nu se mai întorceau, iar altele se întorceau marcate pe viață, nu doar fizic, ci și psihic, în special psihic. În momentul în care se întorceau, se căsătoreau imediat, cererile în căsătorie se făceau chiar de dinainte să plece, era așa ca o promisiune, pentru că asta practic le oferea lor un scop, faptul că aveau la ce să se întoarcă. Dar Tierney, a noastră, personajul principal, este cu totul și cu totul diferită, pentru că a avut parte de o educație diferită față de celelalte fete, adică practic a avut parte de o educație. Tatăl ei a încercat să o învețe cât mai multe lucruri, ceea ce a ajutat-o foarte tare pe parcurs.
și ceea ce i-a deschis de altfel ochii, pentru că fiind pusă în fața unor situații care nu țineau decât de știință, nu s-a lăsat păcălită și a realizat că nu e vorba nici de magie, nici de blesteme și nici de altceva. Practic, avem de-a face cu un bildus roman, cu o călătorie de inițiere. Dar ceea ce m-a surprins pe mine și trebuie să spun că nu mă așteptam la chestia asta, avem de-a face și cu o poveste de dragoste foarte frumoasă, care mie chiar mi-a plăcut. Știți că eu nu sunt cea mai mare fan a cărților romance, nu mă interesează neapărat chestia asta, uneori mi se pare că intervine și că fură din puterea subiectului, însă nu a fost cazul în această carte, mi-a plăcut foarte mult cum s-a desfășurat totul. Am rămas plăcut impresionată, am citit-o pe nerăsuflate, o să mai spun o dată și despre copertă pentru că este absolut minunată, așa că sunt foarte încântată și chiar o să mai citesc cărți scrise de această autoare. În clipul pe care l-am menționat mai devreme, am vorbit și despre Jane Eyre de Charlotte Bronte, cartea mea preferată de anul acesta. Ce să mai? Mai merită să mai spun ceva? Nu, pentru că am spus acolo totul. Dacă n-ați văzut clipul sau dacă sunteți noi, salut, bine ați venit, nu uitați să vă abonați, apropo. Și dacă nu știți despre ce este vorba în Jane Eyre, să știți că eu vă super, 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 super recomand. Este literatură gotică. Ne aflăm în secolul XIX în Anglia și aflăm povestea lui Jane Eyre. De când era ea mică, viața nu a fost cea mai bună cu ea, a rămas orfană. Grija mătușii prin căsătorie, practic nu era mătușa ei de sânge, soțul ei era unchiul ei de sânge, dar murise și acesta. Așa că a rămas în grija mătușii. Nu vreau să dau prea multe spoilere pentru cei care nu știu despre ce este vorba. Și a ajuns guvernantă la Thornfield Hall. De acolo totul se schimbă și trebuie să recunosc că iubesc atât de mult acest personaj pentru că m-am identificat foarte, foarte bine cu Jane Eyre. Mi s-a părut că era o tipă care știa exact ce vrea de la viață, care nu a simțit niciodată nevoia să se prefacă, din contră a fost mereu foarte, foarte sinceră și foarte asumată, chiar dacă uneori poate era mai bine să o lase mai moale, ceea ce trebuie să recunosc că pățesc și eu câteodată în viața de zi cu zi. Și totul m-a impresionat atât de tare. Finalul mi-a plăcut foarte mult, absolut minunată. Nu mai vreau să mai vorbesc despre ea pentru că probabil deja v-am plictisit și mai avem și alte cărți despre care să discutăm. Apropo de cărți despre care am mai vorbit, am să menționez foarte rapid și Femeia cu fustă violet de Natsuko Imamura. Am discutat despre ea și despre Agnes Grey de Anne Bronte la ultimul clip. Aici avem de-a face cu povestea unei femei din Japonia, Femeia cu fustă violet, pe care aflăm din punctul de vedere al unei alte femei, femeia cu plovăr galben, care ajunge oarecum să fie obsedată de ea. Așa cum am spus și în clipul trecut, este atât de scurtă cartea încât nu știu cum să povestesc și cum să vorbesc despre ea, în așa fel încât să nu dau foarte multe spoilere. Cartea te duce într-o zonă neașteptată, cel puțin până la final, pe care eu l-am văzut destul de previzibil, însă nu m-a deranjat. Dar faptul că vedem lucrurile din perspectiva unei alte femei, că discutăm, așa cum am zis, despre singurătate, discutăm despre obsesie și despre nevoia de atenție, nevoia de a avea oameni în jur, despre nevoia de prietenie și cât de importante sunt toate aceste aspecte într-o societate în care se muncește foarte mult, care este destul de introvertită, eu așa o văd cel puțin din cărți. Nu am neapărat de unde să știu, oamenii care locuiesc în Japonia să ne spună și nouă dacă este adevărat, însă eu așa văd oamenii foarte introvertiți și cred că le este mult mai greu să își managerieze sentimentele. În Agnes Grey de Anne Bronte avem de-a face cu o altă guvernantă, cu Agnes Grey, care este mezina familiei și se hotărăște atunci când tatăl ei pierde toți banii, practic, din cauza unei afaceri eșuate, se hotărăște să ajute și acum poate, așa că se angajează ca guvernantă.
La un moment dat ajunge la o familie care nu știe deloc să o trateze, pentru că exact despre asta vorbește aici, bazându-se pe experiența ei de viață, pentru că și ea a fost guvernantă, scoțând în evidență faptul că unele familii chiar nu înțelegeau că guvernantele sunt oameni, în primul și în primul rând. Aveau impresia că sunt ca niște roboței care pot să facă și magie și să-i educe pe copiii lor, deși nu aveau voie să-i disciplineze, practic nici măcar nu aveau voie să le atragă atenția. Însă atunci când era ceva neregulă la mijloc, bineînțeles că era vina lor, pentru că acești copii, deși erau destul de mari, erau niște îngerași nevinovați și n-aveau vreodată cum să facă lucrurile pe care le povesteau guvernantele sau, mă rog, în încercarea lor de a-și lua apărarea, deși de cele mai multe ori nici măcar nu mai încercau să-și ia apărarea, pentru că știau că efectiv nu au cu cine. Ideea este că, așa cum am spus și în clip, la un moment dat a intervenit un factor romantic pe care eu nu mi-l doream, deși el a fost făcut la modul foarte delicat, foarte diplomat. Mi-a plăcut personajul masculin principal din carte și mi s-a părut că a avut o atitudine și o personalitate care i s-a potrivit foarte bine lui Agnes. Însă mi-ar fi plăcut să fie mai mult vorba despre trăirile ei, despre gândurile ei, să nu se ducă neapărat în zona, ok, și după ce m-am chinuit atât, m-am măritat și aia a fost. Ceea ce exact s-a și întâmplat, îmi pare rău pentru spoilere, dar gândindu-ne că e vorba despre una dintre surorile Bronte, știm că așa o să se întâmple. Păi am doar să spun rapid că e o diferență foarte mare între Jane Eyre și Agnes Grey. Sunt tare curioasă să citesc și Emily Bronte ca să văd așa care este diferența dintre surori. Mă rog, am atât de multe cărți de la ele încât mai durează puțin și după ce o să le citesc pe toate o să fac și portret de autor cu toate cele trei surori. Bun, mai departe, aventurile lui Alice în Țara Minunilor și Alice în Țara Oglinzii și ce a găsit acolo de Lewis Carroll. Am făcut un clip dedicat acestei povești, modului în care a luat această carte naștere și așa mai departe, o grămadă de lucruri foarte, foarte interesante. Cu ocazia acelui clip, sau mă rog, pentru acel clip, am recitit sau citit și eu cartea, pentru că nu mai aminteam absolut nimic. Tot ce pot să spun este că a fost pe cât de dubioasă, pe atât de interesantă. Sunt foarte multe moduri de a o interpreta. Nu cred că este cineva care să greșească sau cineva care să aibă neapărat dreptate. Pur și simplu fiecare o vede așa cum își dorește. Și acum o am și eu în colecția mea de la Rao Classic. Mie îmi plac foarte mult cărțile astea. În clipul dedicat familiilor și dramelor de familie am discutat puțin și despre Soacra de Sally Hepworth. Acolo m-am concentrat mai mult pe perspectivele foarte interesante ale nurorii și ale soacrei, însă acum haideți să discutăm puțin și despre carte. Aflăm povestea lui Lucy, o tânără care n-a avut neapărat cea mai bună relație cu soacra ei, deși și-ar fi dorit chestia asta pentru că a rămas fără mamă de la o vârstă fragedă și cumva își dorea să aibă o femeie matură cu care să poată să discute, cu care să se sfătuiască și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, soacra ei, Diana, era pe principiul fiecare cu familia lui, fiecare cu treaba lui, nu vreau să fiu o soacră tipică și să mă bag așa în viața fiului meu, ceea ce pot să apreciez foarte, foarte tare. Dar iată că era această discrepanță între nevoile lor care putea fi foarte ușor eliminată prin comunicare, zic și eu, din punctul meu de vedere, acum nu se știe. Sunt conștientă de faptul că oamenii tratează astfel de cazuri diferit și deși comunicarea este întotdeauna răspunsul, uneori le este mai greu unora să ajungă acolo, în funcție de personalitatea fiecăruia, bineînțeles. Ideea este că, deși nu s-a înțeles neapărat și n-a avut o relație foarte apropiată cu soacra, la un moment dat ceva se schimbă și acel ceva este faptul că soacra moare. Însă, întrebarea este, a fost sinucidere sau a fost o crimă? Cartea nu pot să spun că este un thriller neapărat, dar este un portret de familie cu multe perspective interesante. A fost destul de dezamăgitoare din mai multe perspective, nu a avut neapărat substanță. Multe dintre personajele care ar fi trebuit să aibă substanță n-au avut, deși li s-a acordat un rol destul de important, dar nu-mi pare rău că am citit-o. Așa cum spun, de fiecare carte putem să învățăm câte ceva, însă da, avea
aveam așteptări mai mari de la ea. O carte pe care am citit-o la începutul lunii sau chiar mai devreme este Grădina cu fluturi de Dot Hutchison. Și nu mi-amintesc să fiu sinceră dacă am vorbit despre ea sau nu. Oare am vorbit despre ea? Dacă am vorbit despre ea, o să tai și voi nu o să știți niciodată că am ajuns aici. Aflăm povestea unei tinere pe nume Maya. Am să-i spun așa pentru că are foarte multe nume fata asta în carte. Și este vorba despre povestea ei, despre faptul că a fost răpită de un bărbat căruia îi se spunea grădinarul. Acesta avea, mă rog, clar probleme la mansardă. Răpea fete care aveau minim 16 ani, măcar avea licența să facă treaba asta, mă rog, și le ducea în grădina lui. Practic avea o proprietate foarte mare, acolo fiecare primea un alt nume și un tatuaj cu un fluture pe spate. Că fetele erau practic fluturii din grădina lui. Și, mă rog, el încerca din răsputeri să se poarte cât mai omenește posibil cu fetele, adică avea foarte mare grijă de sănătatea lor, să se hrănească corespunzător, să nu se sinucidă și așa mai departe, însă, din păcate, avea un fiu care era și mai psihopat decât el și nu avea această grijă față de fete, din contră le vedea ca pe nimicuri, nici măcar nu pot să spun ca pe obiecte, pentru că uneori nici cu obiectele nu te porți așa. Mă rog, ideea este că fetele încercau din răsputeri să supraviețuiască acolo și că totul începe atunci când sunt descoperite. Practic, sunt salvate. Poliția intervine și un detectiv încearcă să descopere ce s-a întâmplat. Maya este destul de reticentă, nu este o victimă cu care noi suntem obișnuiți. Nu, este destul de dură, nu acceptă să răspundă la întrebări decât atunci când vrea ea să o facă și practic ne povestește totul și cum a ajuns acolo și lucruri din copilăria ei și așa mai departe și cum a ajuns să scape practic. Noi știm că a scăpat pentru că așa începe cartea, nu este un spoiler. Dar mă temeam puțin ca finalul să nu cumva să aibă un twist din ăsta care nu e necesar, doar așa de dragul de a fi. Și temerile mele au fost destul de întemeiate. Nu a fost foarte mare acest twist, ceea ce pot să spun că mi-a convenit. Altfel ar fi fost și mai rău din punctul meu de vedere, așa că pot să spun că mi-a plăcut cartea și s-ar putea totuși să continui seria, pentru că mai sunt încă 4 sau 3 în această serie. Cred că sunt de fapt încă 3 cărți traduse la noi și încă 4 în engleză. Astfel, probabil că o să continui pentru că mi s-a părut foarte interesantă ideea și sunt foarte curioasă dacă seria continuă tot cu povestea mai sau este vorba despre alți psihopați, pentru că dacă este vorba despre alți psihopați, mi se pare și mai interesant. S-a părut foarte interesantă povestea, deși destul de dură, repet, eu sunt atât de empatică cu personajele încât uneori, efectiv, mi-este foarte, foarte greu să citesc, dar am vrut să știu ce s-a întâmplat și m-a bucurat faptul că am aflat că au scăpat, mă rog, măcar unele dintre ele. Și acestea fiind spuse, cred că începe să plouă afară și sunt foarte fericită în cazul în care se va întâmpla chestia asta. Mă rog, acestea fiind spuse, am ajuns și la ultima carte de pe lista de astăzi. Este vorba despre doamna, cred că se spune England, logic, de Stacy Halls, dar să știți că eu m-am hotărât că o să-i spun doamna England, pentru că în capul meu England sună nu știu cum. Sună așa cumva și eu așa vreau să-i spun. Nu vă supărați pe mine, chiar o fac intenționat, pentru că așa vreau eu să-i spun, doamna England. Acum, iată că avem de-a face cu cea de-a treia guvernantă a clipului. Deși suntem un secol mai târziu, suntem deja în secolul 20, în 1904 parcă, nu? Da. Este vorba despre Ruby May, o tânără care, la fel, are această meserie de dădacă. Numai că, iată, câțiva ani mai târziu a ajuns să aibă și diplomă, pentru că se făcea școală pentru așa ceva, iar dădacele erau deja considerate importante, erau la alt nivel față de menajere, servitoare și așa mai departe. Iar iată că Ruby May a noastră ajunge la o familie într-o zonă rurală, ceea ce iar este un lucru nou pentru ea, pentru că până atunci lucrase în Londra, într-un conac, având grijă de 4 copii,
părinții lor erau destul de tineri și observă încetul cu încetul că aici se întâmplă lucruri ciudate. Ultima dată când am vorbit despre cartea aceasta, foarte, foarte puțin în vlogul trecut, vă spuneam că sper din suflet să nu fie o situație de genul Verity sau o situație de genul Șarpele din Essex, acolo unde ea cu șeful ei, domnul England, să aibă de-a face mai mult decât trebuia. Pentru că aflăm că mama copiilor, doamna England, cea care trebuia să fie practic stăpâna casei, nu era foarte implicată în aceste activități domestice. Stătea foarte mult retrasă în camera ei, nu avea neapărat o relație apropiată față de copiii ei și toate lucrurile astea de ordin organizatoric trebuia să le discute cu domnul England, ceea ce, repet, pentru vremurile respective era destul de ieșit în comun, pentru că nu se ocupau bărbații de lucrurile astea, ci soțiile lor. Astfel, Rubia noastră ajunge să formeze oarecare legătură cu domnul England, însă mă bucur atât de mult că lucrurile s-au dus într-o direcție mult mai interesantă, mult, mult, mult mai interesantă și că nu a căzut în plasa aceasta, ca să spun așa, autoarea. Mi-a plăcut foarte mult cartea, mi s-a părut că a avut personaje mișto până și cele, cum să zic, care nu erau deloc principale, au avut substanță, au avut poveste. Finalul mi s-a părut foarte interesant, mai ales ultima propoziție care m-a lăsat un pic așa cu gura căscată. Mie nu-mi plac neapărat finalurile deschise, însă nici măcar nu știi, nu-ți dai seama neapărat dacă este un final deschis sau nu, ceea ce mi-a plăcut, pentru că nu e neapărat un final deschis, dar nici altfel nu e, nici închis nu e. Nu știu cum să vă zic, trebuie să citiți în cazul în care n-ați citit și să înțelegeți la ce mă refer. Și în plus, mi-a plăcut și de doamna England, mi-a plăcut și de Ruby May ca personaje, ca femei. Mi s-a părut foarte, foarte interesante amândouă. Foarte diferite, însă iată că atunci când a venit momentul, au știut să scoată forța aceea din ele. Repet, mi-a plăcut foarte mult cartea, chiar m-am simțit bine citind-o, de-abia așteptam să văd ce se întâmplă în continuare, pentru că a fost genul acela de carte care se țină cu sufletul la gură, deși nu e mystery, nu e horror, nu e thriller, și are acolo stilul acela, nu neapărat de al literaturii gotice, însă destul de interesant. Pur și simplu vrei să știi ce se întâmplă. Și sunt foarte multe așa aspecte în jurul tău și nu mai știi pe cine să crezi. Chestia asta mi s-a părut întotdeauna interesant atunci când nu știu pe cine să cred. Cât de mult am vorbit! Iată că am ajuns și la finalul clipului. Aștept cu nerăbdare să discutăm în comentarii despre cărți. Sunt curioasă dacă ați citit vreuna dintre ele și dacă da, ce părere ați avut despre ele. Poate că am mai discutat despre ele și în alte clipuri, dar să știți că pe mine nu mă deranjează, putem să o luăm de la capăt. Și sunt tare curioasă ce ați mai citit voi în ultima vreme. V-ați concentrat pe concedii, așteptați și voi să vină toamna sau ați avut foarte mult spor, chiar dacă a fost îngrozitor de cald. Aștept să ne auzim în comentarii, vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas cu mine până la final, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă aștept! Să aveți o zi super, super bună! Ne vedem data viitoare! Pupi, pa!